În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost știrea despre băiatul de 14 ani din Rușii Munți găsit de părinți în Regin. Campania da-mișcării realizată de instructorul Florin Dogaru s-a clasat pe locul 2 ca număr de vizionări. Știrea despre ziua maghiarilor de pretutindeni organizată la Regin s-a clasat pe locul 3 în topul preferințelor internauților. De asemenea, știrea despre băiatul de 14 ani din Rușii Munți găsit de părinții în Reghin a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook da Reghin TV. Pe locul 2, ca număr de accesări, se află știrea despre concursul dedicat reghinenilor talentați. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, se situează știrea despre ziua maghiarilor de pretutindeni organizată la Reghin. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.